Dragi iubitori ai Centrului Cultural Pitești, bine ne-am regăsit! Astăzi, Paris Mon Amour. O mică propunere de întoarcere în timp, într-un timp al muzelor, da? Parisul este o nouă Roma, da? Între secolele 16 19 este cel mai mare oraș european. Bine, al lumii, de fapt. Da? Este un fel de întoarcere o întoarcere pe documente, pe monumente da? și chiar da, văzută, un oraș văzut de mine pentru a doua oară săptămâna trecută. Este o descindere în timp și un muzeu în aer liber. Parisul este o capitală a modei, o capitală un oraș al luminilor da? și este un garant al păcii mondiale. Aici sunt sedile unor mari organizații, câteva Uh, sunt ONU, UNESCO, deci avem de-a face cu un oraș uh, enorm, da? are 12,5 milioane plus 17 milioane de turiști pe an, este cel mai vizitat oraș din lume. Uh, și m-am uh, uh, gândit da? la, o această, la, la această mică întoarcere în timp, pentru că uh, prezentul, cotidianul, ne oferă numai știri nu mai veșrele, avem parte de în acest secol 21 numai de uh, războaie și de uh, ură. Uh, ce am văzut la Paris, am văzut uh, uh, un oraș uh, mozaic, da, în care se înțeleg foarte bine, un metrou tixit de mai multe populații, în care fiecare uh, se respectă, își dau binețe și uh, uh, cum să spun, uh, un oraș de care te atașezi uh, imediat. Uh, Parisul este uh, o, o inimă, o capitală a Europei. da. Este uh, un nou Babilon, da, un Babilon foarte complex și uh, dacă stai să te gândești, uh, uh, lumile și umbrele acestui oraș da? uh, uh, conlucrează în, uh, în a da uh, contemporanilor impresia unui oraș fantastic. Parisul este un oraș fantastic. Joi trebuia să mă întorc, a bătut un vânt foarte puternic, în toată Europa de vest nu s-a zburat, da? și zborurile au fost declinate la compania noastră cu care, așa, de-abia duminică. Deci am mai avut încă trei zile de vizitat. La pas a fost o experiență incredibilă ducându-mă să văd și o crucea lui Cioran sau lui Eliade de la Montparnasse, am întârziat puțin și am găsit cimitirul închis. Ducându-mă la Perlașez, în drum spre Perlașez, am aflat pe internet că s-a închis și al doilea cimitir celebru. Vreau să-l văd și eu pe Jim Morrison de la The Doors. Deci am avut niște ghinioane foarte mici față de ce am văzut. Este, repet, un oraș, ca și Roma, da? Este un oraș în aer liber, un oraș care pur și simplu dă ideea de normalitate și, dar și de, repet, de un nou Babilon. Cine a fost Parisul? Foștii celți care vor deveni viitorii gali, care vor deveni, de fapt, poporul francez. Uh, cum să spun, uh, etnogeneza noastră este din secolul 2 până în 4-5 românească. Însă, uh, da, galii au, își începe etnogeneza ca popor neolatin cu 100 și ceva de ani în urmă. Adică uh, da. uh, ei uh, sunt primii care dau startul a, uh, popoarelor neolatine. Sunt cinci popoare mari neol neolatine, italienii, francezii, spaniolii, portughezii și românii. Deci uh, ei sunt un, uh, ei sunt o bornă cu care Neolatinitatea, în ne da, se afirmă și avem de-a de a face cu un, un uh, succes răsunător în Galia al culturii romane, care, de fapt, cultura romană este cățărată foarte natural pe cultura greacă. Noi, ca europeni, suntem o moștenire a culturii greco-romane. În Galia, după, între 52 și 58, după cucerirea lui Cezar, care întoarce pe helveți care își la rândul lor, vreau să vină în Franța și erau împinși da, de alții. Îi întoarce la loc în Elveția lor. Uh, și avem de-a face, repet, uh, în nordul, de fapt în estul și în nordul uh, Franței de astăzi, cu un succes răsunător al uh, Romei. Uh, nouă provincii romane date pe, uh, pe tavă uh, Romei. Uh, soldații gali sunt niște soldați foarte buni. Taxele, impozitele venite, da, venite din Galia, ridică statutul Romei și, la rândul ei, Roma se obligă în a da, în a, în a apăra pe Gali, da, de ceilalți, de alemani. După secolul, da, deci 498, da, finalul secolului V, avem de a face cu prima dinastie neoșă este vorba de Merovincini. Toți regii Franței sunt la catedrala din Saint-Denis, în nordul, în nordul, Parisului, la două stații de unde am stat noi, două stații de metrou. Metroul lor este foarte învechit, dar totuși este electric, în sensul că sunt garnituri vechi din anii 70-80, dar da, le-au pus baterii sub și ei nici măcar n-au Vatman sau nu știu cum se zice la șoferul metroului. Dar foarte interesant. Dar, așa, stațiile sunt foarte învechite. Avem metrou din 1900, vă dați seama. Avem de-a face la Catedral din Saint-Denis cu uh, zeci, da, cu, este, o, este, o, este incredibil. Uh, uh, bine, multe din uh, marile morminte sunt în noastre de istorie, de exemplu, de istoria de clasa 9-a, a 10-a. Îl uh, avem pe Clovis pe uh, Carol Martel, pe, pe Pincel Scurt, în temetorii de dinastii. Uh, contra unui, uh, unei modice sume, 10 euro, poți să-i vezi cu ghid și uh, îți dai seama că uh, la, în acea catedrală superbă, îți dai seama că, de fapt, francezii sunt un popor mare. Uh, în beciurile, deci sub altar, este inima lui Ludovic al Oster, la copilul care a fost, uh, da, și francezii sunt foarte frustrați frustrați pe tema asta? Cum s-a putut? Ultimul rege francez a fost Ludovic al XVI-lea. 16, al 16 da? Fiul lui al 17 lea a fost... Da? Revoluționarii l-au dat jos, după aceea l-au ghilotinat pe uh, Ludovic al 16 lea și avem de-a face cu acest copil de 10 ani care este închis, întemnițat într-un tur de piatră, mai trăiește câțiva ani și moare uh, clar, moare de de depresie, de înfometare, da? Revoluția franceză a fost un moment hotărător, însă a fost foarte sanglantă, cum zic francezii, foarte sângeroasă și nemiloasă, bineînțeles, inclusiv revoluționarii, da, tocându-se ei înșiși între ei și ghilotinându-se. A fost un timp al sângelui, dar până acolo mai avem. Carol Martel, în secolul al viii lea da, întemeiază a doua dinastie, a doua dinastie franceză, dinastia Carolingiană. În cadrul ei Carol cel mare este un fel de Justinian, bizantinul, redivivus, da, și avem o resetare a Europei de Vest sub domnia acestui mare împărat Carol cel mare care da, propune e, 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 Evului Mediu European propune credibil da, un imperiu care chiar merge. Da? Un imperiu care după după 843, tratatul de la Verdun, va fi împărțit între fiii săi. Și de aici, de la Ludovic cel Sfânt, avem dinastia capețiană care hăt până la da? Până la Revoluția Pașoptistă sunt aproape 8, 9 secole, punem, da? 9 secole de Uh, eligibilitate, de uh, uh, pragmatism, da? pentru că regii Franței nu sunt ca cei merovingieni feneanți, adică regi care nu fac nimic, ci sunt uh, regi jucători da? și îl avem, uh, hăt, în secolul, uh, în secolul al XVII-lea, pe Leo Sol, solei, uh, Ludovic al XIV-lea, care pur și simplu, uh, ca el, nu este nimeni. În pa, în, uh, lista regilor Franței. Este un rege jucător, rege absolutist, dar și un rege luminat, care face lângă Paris, bineînțeles, Versailles. Uh, Paris, mon amour. Uh, dacă tot vine vorba de Versailles, probabil că uh, Versailles este cel mai frumos palat din lume. Uh, Ei un TGV, 18 euro, ajungi în orașul Versailles, de lângă Paris, și mergi spre Poarta muzeului este vizitat de peste 2 sau 3 milioane de turiști anual. El însuși, Versailles, este o instituție. Sunt mii de neamuri, de limbi, de, cum se spune la carte, de, sunt. este o mulțime, inclusiv japonezi și chinezi și sud-coreeni, care vin să vadă cel mai frumos palat din lume. Domeniul regal în evul mediu francez crește, crește exponențial, mai ales după înlăturarea angevinilor din, din centrul și din vestul Franței, da? adică englezii, care aveau, erau și duși de Normandia și aveau pământuri și în Franța. Că de aici a pornit și războiul de 100 de ani. Deci, regii muncesc ca să-și cucerească țara, mai ales în evul mediu, duci erau foarte, da, și conții erau foarte puternici, da? regele îi concura, dar ei, dacă se uneau, regele era foarte mic. Da? Deci, sunt sute de ani în care regele își cucerește țara. Cu, da, cu sânge, cu bani, cu oști. Da? Deci sunt niște regi foarte muncitori și uh, își iau țara înapoi. Uh, din fostul domeniu regal, lângă Paris, avem sute, uh, sute de hectare. Da? Deci, este o curte imensă, n-am văzut. Probabil că mai sunt grădini mari, dar grădina de la Versailles este incredibilă. Am mers peste tot și, bineînțeles, am făcut febră pentru că este enormă. În fundul grădinii este Leograntian Trianon și Lopti Trianon, în palatul Trianon cel mare, în, da, după primul război mondial, ungurii, în partea dreaptă, ungurii au pierdut Transilvania. Da, în sala. Deci, am, chiar am vrut să merg să văd și eu locul istoric în care noi, românii, ne-am țara. El atunci, acum, o săptămână, era blocat de o expoziție a unui pictor centist obscur, dar foarte, foarte, deci am rămas impresionat de cum, pict, cum se picta în secolul XV. Da, și sunt sute de, de tablouri. Deci avem de-a face cu, o, cu un fenomen, dar renașterea în Europa este un fenomen definitoriu pentru cultura europeană. Da, sunt Oameni care pur și simplu pictează poza. Sunt niște picturi ca și cum ar fi lângă tine. Dar un sentiment foarte, foarte estetic. Da. Văz în Trianonul, ne-am întors. Repet, grăinia este foarte mare. Statul francez investește milioane de euro. Bine, au și de unde, pentru că au un bilete 20 de euro la Versailles. Stai și două ore pentru a intra. Da? Versailles, înăuntru, este este incredibil. Este o poveste care merge în altă poveste și în altă poveste. Fiecare dormitor, fiecare anticameră, fiecare cameră a regelui, a reginei, a prinților, da? Sunt foarte frumos decorate, sunt foarte luxoase, este, da? este, sunt mobilele de mobilele de stilul Ludovic al XIV-lea fiecare rege care vine și să la Versailles mai face, da? mai lungește palatul, mai lungește și avem, repet, sute de hectare de văzut și dacă punem parterul și etajul 1, da, pe acel celebru U, avem vreo 2 km de, 2 km de, de, văzut, de tablouri, sute de tablouri. Napoleon asta la Versailles, însă are și, el, și lui este Dedicat o cameră în care sunt niște tablouri enorme de 10 metri pe 5, este ceva colosal. Franța a fost foarte mult timp prima putere europeană și a fost o țară foarte bogată. Țările bogate conduc în istorie și se vede, se vede clar în, în Franța actuală, cotidiană, se vede trecutul enorm da, al Franței medievale. Și pe ei francezi, inclusiv în politica externă, vezi Macron care s-a dus să facă, acum câteva zile, s-a dus să facă rost de gaz pentru UE, în Turmenistan, ceva pe acolo, că mai citeam știrile. Da? Este un jucător. Macron este un jucător. Și Franța este o țară jucătoare. Da? După Versailles, ne întoarcem în Paris. Paris, Mon Amour. Pe străzi, este... Deci, am fost prin centru și prin cartierele de pe lângă. Este foarte lux, este foarte curat, da? Cu cât te îndepărtezi, da, vin ceilalți și vezi și murderie pe jos, dar este un oraș foarte bine întreținut. E o problemă cu șobolanii, pentru că dacă sunt 12,5 milioane de locuitori înmulțiți de 10 ori, vă dați seama, sau de 100, da? Vă dați seama cât, cât mici animale din acestea sunt. Dar ei sunt foarte civilizați, trec pe stradă și turiștii sunt învățați deja cu ei. Nu fac rău, sunt ameliorați. Asta ar fi printre singurele chestiuni care m-au deranjat, dar nu neapărat. Pe mine, că ei sunt foarte, da, foarte muncitori, da? Se folosește foarte mult metroul, da? Dacă ai mașină, numai pe zi este taxa pe locul tău, 20 de euro. Vă dați seama ce, Ei nu prea își permit să țină mașinile în oraș, nu știu unde și le țin. Am stat la cumnatul meu și -o, și o ține la servici în afara uh, orașului, pentru că e cu mult mai. Un oraș, probabil cel mai scump oraș din lume, este capitala modei. Am văzut cu ochii mei fabrica. Uh, erau mai multe fabricuțe lui Louis Vuitton, pe, la uh, etajele, uh, da, etajele 1 și 2 ale unor cl 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 clădiri de lux din centru. Uh, am rămas din nou, uh, că ea, asta la, min, la mine a fost a doua oară. Am rămas impresionat de celebru uh, Boulevard Champs-Élysées, care se termină, bineînțeles, cu Arcul de Triunf. Uh, mai e un mic Arc de Triunf la Louvre, da? o uh, palat al, al Regilor Franței, din Paris. Însă, uh, totul este somptuos, totul este mare, este gândit foarte grandios, pentru că țara uh, Franța medievală este o țară mare. Da? O țară, repet, o țară jucătoare. Uh, am rămas la capetieni capețienii, prin faptul că țin puterea în mână 8 secole, deci 800 de ani, 800 și ceva de ani, îmi demonstrează mie că sunt eligibili în a numi niște regi mari. Ei poartă război cu englezii, cu planta geneții, repet, câștigă țara, își lungesc, își măresc domeniul regal și după da, războiul de 100 de ani Franța, din stat medieval devine primul stat de drept este mare lucru însă vedem că reminiscențele Urii și mai ales după reformă avem acel moment, 1572 noaptea Sfântului Bartolomeu în care da, tot Parisul catolic omoară Parisul Huguenot, adică avem un, un, un timp, un, un moment istoric incredibil în care catolicii omoară pe protestanți. Inclusiv copiii omoară pe el alții, dar copiii catolici omoară pe copiii hughenoți. Deci, cu toate aceste mici puncte, care, de fapt, da, niște puncte terminus critice în istoria poporului francez, dar care îl maturizează, da, după Henric al IV-lea care se face catolic și împacă țara. Bine, săracul e asasinat și el. Dar, după aceste mici tulburări, da, vedem în secolul 17 o Franță matură, cu un oraș matur, orașul Paris. Orașul Paris, repet, este cel mai populat oraș între secolele 15 și 19 din Europa și este și cel mai mare, este cel mai industrializat și prezintă, repet, toate formele unui Babilon foarte organizat. este, este un, este un, o atmosferă. Parisul oferă o atmosferă. Muzică, cofetării în secolul 19 la Tour Eiffel. Avem după 1860 o nouă organizare, adică străduțele alea mici și înghesuite sunt pur și simplu îndreptate și avem un Paris foarte logic acum și ne întoarcem, ne întoarcem anticronologic la primul episcop al cetății Luteția, adică de fapt viitorul Paris. Că de fapt împăratul Iulian Apostatul a dat numele de Paris, a, a hotărât nu, ne vom, nu se va mai numi Luteția, ci rămâne Paris, că aici, aici erau Parizii, da, fustii uh, gal de acolo, din nord. Și uh, avem pe Sfântul Denis care uh, pe muntele Montmartre, de la Montmartre, da? Montmartre și acum este... Și acum cârciumele de secol XIX sunt acolo și foarte, foarte înghesuit, da? Și cu ulițe, da? Ăla n-a fost sistematizat. Deci avem Catedrala Sacre Chior pe Montmartre și chiar am, am prins exact joi, ca așa a picat. La ei, sâmbăta, moșii de toamnă, sunt pe 1 noiembrie, nu contează când pică. La noi e sâmbătă, dar la ei a picat joia. Am intrat în catedrală, bine era coadă. Am intrat și am văzut am văzut cum aproape toți și catolici s-au împărtășit. Da, foarte frumos. Avem la Montmartre pur și simplu începutul creștinării orașului Paris. Legionari romani îl, îl decapitează pe acest episcop trimis de Papa Denis, viitor sfânt, și tradiția spune că Sfântul Denis își ia capul în mână și merge 5 km până pe locul actualei, în nord, deci spre nord, pe locul actualei catedrale saint Denis. Și doamna, că ei oricum sunt atei francezii, și doamna ghid spune această poveste zâmbind, auditorii zâmbeau și ei, exact în catedrala Sfântului. Vă dați seama, niște pentru mine, ortodoxul și mai din est, așa, mi s-a părut puțin mai, o asta o mică lez maestate, dar rămâne așa, sfinții nu fac rău, fac bine. Da, Franța este, acum e la, pat, la 5 a republică, da, și ei în Constituție non-stop, da, noi suntem republică, suntem a cincea republică și suntem atei. Ok, foarte bine. Și, da, după aceea, în 2017, arabii teroriștii intră în discotecă și trag cu mitralier. Adică e un Dumnezeu sus. Dar ai nicio problemă. Nu mai spun de biserică. În 2019, înainte de, da, înainte de pandemie, în vara respectivă, primăria Parisului a demolat biserica Sfintei Agata și pe locul ei s-a făcut o benzinărie Shell. Dar mergem înainte. Deci Paris oricum își consumă aceste mici chestii, pentru că este un, repet, un, un este probabil cel mai jucător, ce, după Londra, Londra sau nu știu. Da? Cel mai jucător oraș din Europa. Parisul este Paris. Schiul Senei. Sena face două burțe așa enorme da, prin Paris. Pe malurile ei este viața. Este atmosfera lui Paris. Când a căzut Bastilia, închisoarea regală franceză, simbolul absolutismului și, dic, Taturii regale, ăștia, au, revoluționarii, au, au luat, bine, a venit o firmă de, da, de demolări și ă, respectivele bucăți de, da, de material, de cărămizi, de fapt nu erau cărămizi, erau niște pietre de calcar, foarte bine tăiate, din ele, respectivul patron a făcut podul din fața Parlamentului francez, care, de fapt, Parlamentul răspunde cu plazul la Concord. În care Napoleon a pus uh, acel obelis din Egipt. Furat, bineînțeles că acum muzeele din Egipt uh, sunt chiar în procese cu statul francez. Domnule, dați-ne că sunt ale noastre, dați-le înapoi. Da, nici ei nu se lasă, dar și ei alții au dreptate. Așa. Plaza la Concord, care de fapt va deveni uh, simbolică pentru Revoluția franceză, pentru că acolo era montată ghilotina cea mare. Bine, erau mai, mai, mai micuțe și altele pe în cartiere, dar asta era mare și. Era să zic sfințită, stropită. Asta era simbolul justeții. Au căzut și revoluționarii, da, pradă acestei ghilotine. Lângă plazul la Concord era Palatul Tuilerii, care nu mai este acum, a fost distrus de, da, de revoluționari. Și pe locul, da, este grădina Tuilerii, care tot așa ca un ghinion, am prins-o decât un sfert de oră, că se închină, era ora 20 și ne-au dat afară gardienii. Dar a fost bine, că am fost și pot să zic că am, am, bifat. Da, nu mai spun de șobolani, în grădina noaptea, era ce era, era o nuntă. Da, revenim. Avem de a face cu un oraș fenomen. Este o plăcere să mergi pe stradă, este multă muzică, sunt mulți cântăreți ambulanți, mai ales din acordeon, Uh, inclusiv în metrou. Este o atmosferă foarte plăcută. Rap, eu clar nu sunt rasist, uh, nu am văzut nicio... Deci, uh, uh, așa s-a nimerit. Probabil că mai sunt cazuri de uh, rasiști. Uh, toți se înțeleg unii cu alții. Moulin ruj. Uh, uh, este un, uh, cum să spun, uh, atmosfera dată de Paris uh, uh, ne, ne împinge, da, ne împinge spre a vedea acest oraș noaptea. Noaptea este fermecătoare. La ture fel este aprins, bine, ostinat, bineînțeles, până la 12, după aceea sting lumine, bănesc că este costă, da? și la fiecare fix de oră este, da, pâlpuie steluțele pe, pe acest turn, da, făcut cu, da, cu oțel românesc, din câte știm. Atmosfera de noapte, repet, este una unică da, și mie mi-a plăcut mai mult orașul noaptea. A bătut și vântul, sena a fost învolburată, sena a fost cu valuri și îți oferă așa o, 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 o întoarcere în timp și ne gândim la secolul nou în care, care vikingii, în sutele lor de... Bărci da, de lemn vin de mai multe ori în Paris și îi dau foc și îl jefuiesc. Parisul este un oraș încercat, da, să ne gândim și la Comuna, nu mai spun la asediul Franco-Prusac din 1870, da, în care nemții trăgeau cu ghiulele în, în clădirile rezidențiale. Și după aceea, bineînțeles, în, la, să ne gândim la Comuna din Paris, în care. Da, rev comuniștii revoltații s-au bătut cu armata regulată franceză și în care au murit peste 60.000 de parizieni. Deci aceste convulsii sunt logice, sunt naturale, sunt istorice și, repet, ele nu au demoralizat sau distrus orașul, ci l-au maturizat și l-au fortificat și mai mult. Bastilia nu mai există, repet, din ea a fost făcută un pod și mă duce cu gândul și la noi la, la fostul Schidbuliga, care a fost demolată în 1899, și cărămida ei a fost vândută în târg de către un Amedeo, un, un negustor italian din Pitești, a fost vândută uh, 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 mahalagiilor, târgoveților. Deci se mai întâmplă, material de construcție, da? și într-un fel că clădirile nu mor. Da, asta, de fapt, aici vreau să ajung. Muzee, Luvru, Orsei. Centru George Pompidou, bine, pentru cine are inclinație uh, către arta postmodernă. La Louvre stai o oră și ceva, dar merită la coadă, merită. La, uh, la, în, la, în beci, da, este antichitatea, La eta la parter este epoca uh, medievală și uh, sus sunt galerii și uh, uh, inclusiv uh, primii regi din ația merovingiană și inclusiv este enorm, dar îți trebuie o zi și ceva, aproape două zile să, să iei la pas. Luvru este, face toți banii, 15 euro este nimic. Cred că am făcut sute de poze, dar la un moment dat obosești, de asta zic că e bine să vii și a doua zi, cât să mergi. Da, este o, în primul rând, trebuie să-l vezi și în al doilea rând, pentru este o afacere. Sunt Cred că în fiecare zi trec pe acolo 10.000 de oameni. Este enorm. Și este probabil cel mai... nu că... e șocant ca ofertă. Sunt, sunt sute de mii de exponate, nu știu, cred că un milion. Dar impresia este de, este de ceva incredibil. Și te întreb, băi, cât au furat ăștia. Așa, și e, da. da. Cu, începând cu Napoleon, ăsta e rapt, ăsta e furt, da. Dar uh, sunt acolo toate și se înțeleg, nu se ceartă între ele și îți oferă, da, îți oferă fie, da, uh, cum să spun, de la și artă bizantină și istorie bizantină și orice, de exemplu, Babilon sau Asur. Și te întreb cum le-au cărat. Pentru că la un moment dat, uh, la porțile din lei, de la intrarea din uh, îmi scapă un oraș, în primele o, o, orașe regat, uh, deci nu mai are vreo 50 de tone. Deci, bănuiesc că le-au le le tăiat și după aceea le-au remontat. Dar oricum, este un muzeu modern, în primul rând modern, au foarte mulți ghizi și este foarte ofertant. De văzut, de văzut, în viață. Da. Cele trei zile pe care, de fapt, nu ghinionul, că am avut ghinion, că a fost vânt și -am, nu am întors în țară, dar a fost, de fapt, ghinionul ăsta, a fost pentru pentru artă, pentru a fost de fapt un un un, un, un noroc, o șansă, un succes. Da? M-a făcut să merg și în alte părți ale orașului. Repet, găsind cele două celebre cimitire pariziene, Perlașez și Montmartre. Găsindu-le închise, am început să mergem, să mergem pe străzi, da? Este cel, este, să mergi aiurea, dezorganizat, este cel mai frumos sentiment și este exact frecvența, dă frecvența orașului, da? Clădirile sunt foarte frumoase, sunt restaurate, da? Și am întrebat pe cumnatul meu, că am stat la el, că pe, eu, cel, mai ieftin, cel mai ieftin la hotel este 400 de euro pe noapte, vă dați seama da, e cel mai scump, probabil cel mai scump oraș din Europa. Parisul face un sfert din PIB-ul Franței. Numai parizienii fac, vă dați seama ce aport. Oricum, sunt foarte muncitori. Bineînțeles, sunt și cercetori, dar nu numai români, sunt de toate neamurile acolo, nu e nicio... și inclusiv ei se înțeleg. Eu așa, așa, am văzut eu. Da, este impresia mea. N-a fost aproape, într-o săptămână, n-a fost aproape nicio, da, nicio uh, ceartă. Inclusiv în autobuz, în metrou, da? pentru că eram înghesuiți cu toate neamurile acolo. Era un mozaic. Metro, e și scurt metro, e de două ori mai scurt ca al nostru. Așa. Plimbându-ne plimbându dezorganizat, în mod ostinat, am dat de domul invalizilor. Cu 15 euro poți să intri frumos. Este și muzeul militar al armatei franceze. Este superb. Da? Cu 15 euro vezi și tu domul, catedrala, da? unde este mormântat, în centru, bineînțeles, în, în mijlocul ăsta, că ei, regii, s-au îngropat între ei la Saint-Denis, însă marele Napoleon, împăratul jucător s-a înmormântat între oșteni, între generali, da? adică el a fost un proletar care după aceea s-a răzgândit și a devenit. Că francezii au vrut un rege și vorba, era o de veche am vrut un rege și ne-a dat Dumnezeu un împărat. Deci toți republicanii, când au puterea, vezi Cromwell în Anglia, se da, revin la ideea dinastică. Că ea e rege, un singur conducător. Ăla e, aia e șansa țării. Da, președintele jucător. Așa. Dar este, este, o, este ca nou. Da, nu știu, Că și soția a întrebat, ce le fac de sunt așa noi? Păi sunt restaurate, sunt restaurate în mulți ani. Deci noi am prins un Paris acum, foarte bine, arată foarte bine, Nu avea nicio schelă pe nicăieri. Da, de văzut. Da, am spus de noaptea Sfântului Bartolomeu, am spus că sunt 3800 de monumente, între care 4 sunt monumente UNESCO în Paris orașul la Belle Epoque. Aici sunt cei mai... Da? Deci Parisul a dat impresionismul. Monet, Mane, care mai sunt. Avem muzee speciale de pictură. Muzeu, avem și muzeul obiectelor pierdute. Da? Sunt, sunt, peste... Cred că sunt 50 de muzee în tot Parisul, mai mult, cred. Da, aici a, a luat naștere iluminismul. Deci iluminismul, înaintea Revoluției franceze, Didro, Russo, toți mari, da, mari corifei gândirii moderne, sunt născuți de acest, de acest oraș și avem aici pe Wikipedia și chiar e foarte interesant, avem lista personalităților marcate din Paris. O să ne ia vreo 5 minute, dar este foarte, sau poate mai mult, dar să vedeți ce oameni mari a dat un mare oraș. Începem cu A. Mori Sale, inginer. Alegând sculptor, nu? Max Aub, scritor. Eu de asta am auzit. A și un fotbalist. Ana de Bourbon Parma, soția lui Mihai. S-a născut la Paris. Adolf Adam. Adolf Adam, cine ascultă Radio România Muzical, chiar e cântat și astăzi. Lui, Aragon, scritor poet. Da, se știe. Clodina Ojer, actriță, nu știu. Isabela Jani, actriță. Daniel Otui, actor, da? Uh, Charles Aznavour, parizian. Julian Benda, de am auzit, scriitor. Uh, da. Sirano de, Sirano, de Bergerac, se știe. Henri Bergson, fi, filozoful. Uh, deci, vă dați numai la A. Bernano, scriitor, cel cu jurnalul unui preot catolic. E superbă cartea. Da. George Bernano. Da. Nu știam. Sara Bernard. Bernard. Actriță. Brigitte Bardot. De. Uh, Luc, Luc, Besson. Regizorul. Boyer, când. Budler, uh, Baudelaire. De acolo e. Uh, nu mai e puțin. Nu mai puțin. Ah, uh, George Bizet. Barizian. Da. Hortense de Be Beauharnais regina Olandei, mama lui Napoleon al iii care ne-a ajutat pe noi, l-a ajutat pe Cuza, să ne facem și noi stat. așa, Elen de Beauvoir, pictor, sora lui Simon de Beauvoir, Leon Blum, politician, adică prim-ministru francez în, 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 interbelic. Că de la Dieș cu, da, au zis, ia Hitler, ia și pe asta, mai, ia, 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 ia de aici. Ne-au vândut ca Churchill după aia. Pascal Brugner, scritor, ăsta e foarte cunoscut, uh, nu mai puțin. La C este Blanche Augustin Camus, pictoriță, nu știu. Așa? La F, Filip al al Franței. Era și o comedie, acum am, am fotografiat un, un uh, afiș foarte frumos uh, cu Filip al, al o comedie despre acest rege. Uh, nu mai puțin. Gerard, Gerard de Nerval, pictor, Nerval, cel din manual de română. Nerval are simitul cu Eminescu, uh, romantici. A, așa, și sunt mai mulți. Nu mai. Da, la V nu mai e nimic. Da. Uh, este un oraș, repet, mare, care dă, bineînțeles, oameni mari. Uh, în acest moment, uh, Parisul, bine, Sorbona, printre primele universități, da, la Sorbona studia, uh, predă Toma de Agvino, ce să mai spun, după Bonaventura. Și Albert, cel mare, Albertus Magnus. Uh, Despre Paris se poate vorbi foarte mult. El are 20 de arondismente și fiecare, uh, fiecare cartier cu poveștile lui. Sunt, putem să naștem 20 de povești. El, la rândul, este o poveste, ca în, da, ca în turul versailles da? Și... Um, Probabil într-o emisiune viitoare ne vom opri cu mult mai bine asupra istoriei acestui popor francez, istoria Franței, pentru că, repet, ei schimbă Europa. Revoluția franceză 1789 este borna modernității în lume, nu numai în Europa. Da? Bine, dacă stăm să ne gândim. Înainte au fost englezii, da? cu Carta mar, Magna Libertate, după aceea cu Revoluția Glorioasă, adică apetitul pentru libertate și democrație și drepturi, că era, popoarele erau pline de obligații, la drepturi era mai așa, decât regele. Avea dreptul să taie și să-și spânzure. Dar francezii sunt primii care, bine, și după, că de fapt, cronologic, americanii sunt cei care își au destinul în mână, însă, pe pământul nostru, european, francezii sunt. Sunt cei care reinventează ideea de libertate și de demnitate umană. De aceea sunt importante. Că și în, le spun copiilor la clasă: Domnule, noi învățăm aici uh, istoria popoarelor care au făcut ce, adică uh, sunt importante pentru că și-au luat propriul destin în mână, au fost curajoase și au plusat, au riscat, uh, au pus viața și uh, viul da, în fața, în, uh, da, uh, peste opresiune și peste frică. Deci au fost niște popoare curajoase care au dat, au dat și celorlalți da, uh, uh, gustul libertății și al demnității. Da? Și probabil într-o emisiune viitoare vom avea și eu, uh, da, o mică uh, prelege despre istoria Franței. Vă mulțumesc!